În luna iulie acestui an, consilierul local Florian Velicu și-a pierdut mandatul de consilier pentru a doua oară în urma unui ordin al prefectului. Considerând că este vorba despre un abuz, Velicu nu a stat pe gânduri și s-a adresat instanței, contestând astfel ordinul prefecturii Giurgiu. Se pare că judecătorii nu prea au avut ce judeca, pentru că ieri, 27 octombrie, instanța a anulat ordinul prefectului din 27 iulie 2015, așa că Florian Velicu va reveni pe postul de consilier. Decizia este definitivă. Am certificat de grefă deja, a fost eliberat astăzi, dacă e nevoie vi-l și prezint. Hotărârea instanței este definitivă, deci la următoarea ședință sunt consilier cu acte în regulă. Este a doua hotărâre definitivă pe care instanțele de judecată mi le dau în decurs de un an de zile. Am mai revenit odată, știți foarte bine că am fost dat afară printr-un abuz comis de cei de la PPDD, de un anume George Popa, care se laudă că este președintele partidului la nivel de județ. Nu intrăm în astfel de detalii pentru că ne-am lungit prea mult cu prezentarea, dar cert este că din momentul acesta Primăria Giurgiu și Consiliul Local vor lua la cunoștință despre existența acestei soluții date de instanță. Florian Velicu este unul dintre consilierii locali care nu ocupă degeaba postul pentru care a fost ales. Este știut faptul că acesta deranjează în special conducerea primăriei cu insistența de a afla cum sunt cheltuiți banii publici, ce firme sunt favorizate sau ce hotărâri de consiliu sunt în dezavantajul giurgiuvenilor. Rămâne de văzut ce bețe în roate îi se vor mai pune de această dată.